au început lucrările de reabilitare a casei Demetriad, clădire monument istoric în care a funcționat până anul trecut secția copii a Bibliotecii Județene. Clădirea, o bijuterie arhitecturală, este restaurată pe banii europeni în cadrul programului Interreg România-Bulgaria, având o valoare de 1,5 milioane de euro. După finalizarea lucrărilor, în această locație, Consiliul Județean Călăraș va deschide secția Științele Naturii a Muzeului Dunării de Jos.